cum se prezintă Watch Dogs, acum că lumea a avut ocazia să-l încerce, cum arată următorul joc Battlefield, ce se întâmplă cu seriile Red Dead și BioShock. Stai tunat, îți zic imediat. După cum ziceam și data trecută, cel mai anticipat joc al anului este acum pe rafturi. Watch Dogs a fost lansat, a ajuns în mâinile gamerilor din toată lumea, a existat deja o grămadă de probleme cu jucatul jocului via Uplay, iar presa a postat deja recenzii. Cu scorul de 82 din recenziile specialiștilor și 60 din recenziile jucătorilor, pagina de Metacritic a jocului dezvăluie ceva turbulențe. Și nu numai din cauza problemelor tehnice de la lansare. Pentru cei care nu au cumpărat încă Watch Dogs și se feresc de spoilere, am adunat câteva puncte cheie din recenzii care să arunce un pic de lumină și să vă facă o idee fără să dezvăluie detalii despre poveste. Singura notă de 10 a lui Watch Dogs vine de la US Gamer, care spune că absolut totul este fenomenal, de la poveste, la mecanici de gameplay și lumea din joc. O altă notă foarte mare de 95 vine de la Canadian Online Gamer, care evident este un site canadian, iar laudele sale nu se pun la socoteală. Jim Sterling, cunoscut pentru articolele sale de la Destructoid, acum lucrează pentru The Escapist. Spune că, per total, campania evoluează într-o poveste bine închegată, însă că ocazional vei da peste clișee deranjante. Tot Sterling compară descoperirea hărții cu sistemul din Far Cry 3, stealth-ul și gadgeturile cu Splinter Cell, iar parkourul cu Assassin's Creed. Spune că jocul dă senzația de been there, done that, însă nu este neapărat un lucru rău asta. Edge Online îi dă lui Watch Dogs nota 8, spunând că execută destul de bine promisiunile făcute până acum de Ubisoft, însă că suferă de probleme în misiunile de stealth și escort, care par mult prea Assassin's Creed pentru un univers bazat pe tehnologie și gadgeturi. Și Polygon subliniază că Watch Dogs este un amestec între alte jocuri de la Ubisoft, spunând că harta este uneori plină de notificări pentru misiuni prea mici, destul de plictisitoare. Pe o notă pozitivă, Polygon spune că jocul devine din ce în ce mai distractiv pe măsură ce progresezi în poveste, toată alergătura transformându-l pe Aiden într-un erou cu adevărat fan de controlat. Cam același lucru, însă în cuvinte diferite, îl exprimă și recenzia celor de la Eurogamer, care se încheie cu scorul de 7 din 10. De fapt, un rezumat ar fi că Watch Dogs este un joc bun în mod constant, însă are prea puține momente excelente care să-l facă cu adevărat memorabil și demn de hype-ul de dinainte de lansare. Și ce hype a fost! Cam asta au fost paragrafele care mi-au sărit mie în ochi de la publicațiile pe care le citesc în general. Acestea fiind spuse, sunt curios să aflu păreri și de la voi, cei care ați încercat Watch Dogs. Evident, vă rog, nu dați cu spoilere, nu toată lumea încearcă jocurile din ziua de lansare, ok? În zona de anunțuri avem niște Metro 2030 și ceva, un pic de Batman și niște developeri tare nehotărâți. Fury Games a anunțat recent că relansează hiturile Metro 2033 și Last Light pe consolele Next Gen în versiuni Director's Cut cu îmbunătățiri vizibile la grafică și nu numai. Fiecare joc va fi vândut separat la prețul de $25 via download, însă doritorii vor putea cheltui $50 pe Metro Redux sau Redux, un disc cu ambele. Ce primești de banii ăștia? Păi să vedem! Metro 2033 a fost refăcut în întregime în engine-ul folosit de Metro Last Light, având un sistem nou de iluminare și fiind mai ușor de rulat pe PC-urile fără prea multă putere. În plus, vin și ceva schimbări la gameplay. Vor exista cicluri de zi-noapte în Metro, vedem noi. Vei putea să-ți cureți masca de sânge sau mizerie, să-ți customizezi armele și să îți ataci inamicii pe furiș prin stealth takedowns. Într-un final, cinematicele au fost refăcute și sunt acum prezentate într-o perspectivă first person. Last Light nu a avut în ce engine nou să fie refăcut, însă va avea și el ceva îmbunătățiri grafice plus posibilitatea de a-ți verifica inventarul și ceasul. Ambele jocuri se înțeleg bine cu hardcore gamerii, punând la dispoziție mai multe opțiuni de dificultate, printre care și Ranger Mod, care elimină HUD-ul. Metro Redux sau cum s-o numi el, va ieși pe PC, Xbox One și PS4 vara aceasta, urmând să vedem și versiuni pentru Linux, Mac și iOS. Ambele versiuni de console next gen vor rula la 60 de FPS-uri, numai că PS4 se laudă cu rezoluție de 1080p, iar Xbox One cu 900p. Warner Brothers și TT Games anunță că toamna asta vor lansa un nou joc din seria Lego Batman, însă nu te aștepta să vizitezi Gotham-ul să spargi cărămizi. Jocul se numește Lego Batman 3 Beyond Gotham și te aruncă în spațiu unde Batman împreună cu The Justice League se vor încorda pentru a lupta pe
Brainiac. Ca de obicei, jocul promite o mulțime de personaje pe care le poți controla, minim 150, fiecare cu abilitățile sale speciale de a se lupta sau a rezolva puzzle-uri. Lego Batman 3 va fi disponibil la fel ca restul jocurilor din serie pe majoritatea platformelor PC, 360, PS3, Xbox One, PS4, Wii U, Vita și 3DS. Splash Damage, creatorii lui Brink, nu se pot hotărâ cum să-și denumească următorul joc. Întâi au anunțat shooter-ul cu numele Dirty Bomb, apoi s-au răzgândit și au zis Extraction și într-un final s-au întors la Dirty Bomb. Wow! Motivul, spun ei, este că Dirty Bomb se potrivește mult mai bine cu personalitatea jocului. Motivul, zic eu, este că Extraction e un nume al dracu de boring pentru cei care s-au obișnuit cu mie de alte shootere. Lăsând botezarea la o parte, Splash Damage îi invită pe doritor să se înscrie la closed beta-ul de pe PC. Link-ul îl găsești mai jos. Turtle Rock, alt studio cu un CV bun în shootere, anunță că vor lansa Evolve în luna octombrie. Dacă vrei să afli mai multe despre acest shooter în co-op și nu te bazezi doar pe trailere, fac o căutare rapidă pe Google. Publicațiile majore de gaming au început deja să posteze articole hands-on. Am păstrat the best for the last la capitolul anunțuri. CEO-ul Take-Two a confirmat într-o întâlnire de business că două francize pe care le iubim cu toții vor continua cu siguranță. Mai exact, Strauss Zelnick a spus: "E evident că GTA este o franciză permanentă, atâta vreme cât livrăm un produs de o asemenea calitate." Pare la fel de evident că și Red Dead Redemption este o franciză permanentă. Deci, băieți, un nou Red Dead confirmat chiar de șeful producătorilor. Eu îl bănuiesc și sper că îl vedem chiar la E3. În plus, Zelnick a mai oferit și asigurări pentru fanii seriei Bioshock, care au rămas un pic stupefiați la anunțul că Irrational Games se închide și Ken Levine se apucă de alte treburi. Acela CEO al Take-Two a spus că și 2K Marine se va ocupa de development. Pe lângă tot zgomotul generat zilele astea de Watch Dogs, nimeni nu a prea fost atent la zvonuri sau la alte anunțuri, drept pentru care eu nu pot ignora celălalt anunț major al săptămânii. Un nou Battlefield, unul cu polițai, how, fanii site-urilor Battlefield, Twitter, Neograf și alte bloguri au fost responsabile pentru mai multe leak-uri ce au dezvăluit Battlefield Hardline, linia tare. După vreo două zile de leak-uri, EA a făcut gestul onorabil și ne-a dat un sec, nu comentăm zvonuri, și a confirmat jocul oficial cu un trailer imens de 7 minute. Ce știm până acum este că DICE se ocupă doar de multiplayer, campania rămânând în mâinile celor de la Visceral Games, faimoși pentru seria Dead Space. Mai știm că vor exista 4 character classes, modul de joc numite Care, Assault, Blood Marine și Bomb Squad, o hartă numită Downtown și logo-uri cu organizația SWAT. Până la E3 2014, adică la următoarea de băți, când EA intenționează să dea toate detaliile, rămânem cu acest trailer imens în brațe, explică destul de multe. Astea au fost veștile bune, acum vin cu alea mai proaste, și anume amânările. The Evil Within, horrorul semnat de creatorul seriei Resident Evil, nu mai apare la sfârșit de august, ci pe 20 și ceva octombrie. Motivul este ușor de ghicit. Shinji Mikami și echipa sa de la Tango Gameworks spun că o ne vede mai mult timp să finiseze jocul. Amânare și pentru Order 1886, exclusivitatea de PS4 care a făcut anul trecut vâlvă la E3. Jocul nu va mai apărea anul acesta, ci undeva la începutul anului următor. Același motiv, trebuie mai mult timp. Ca un fel de scuză, a apărut un nou trailer care te așteaptă mai jos. Unul din celelalte jocuri care ne-au mai atras atenția anul trecut a fost Quantum Break, cu exclusivitate pentru Xbox One de data aceasta. Produs de Remedy, studioul din spatele Alan Wake și promițând aventuri în care vei manipula timpul, Quantum Break își va spune povestea nu numai prin gameplay, ci și printr-un fel de serial live action. Totuși, nu va face asta în 2014. Producătorii au anunțat că jocul va ieși cândva în 2015 și că vom primi mai multe detalii nu la E3 cum ne-au așteptat, ci la Gamescom, în miez de vară. Tot anul trecut s-a făcut un pic de zgomot în jurul lui Primal Carnage Genesis, un joc indie care ar fi urmat să fie lansat în mai multe episoade, numai pe PS4. Ce a atras însă atenția gamerilor au fost evident imaginile cu dinozauri turbați, că n-am mai avut de mult un joc de genul ăsta. Și nu Jurassic Park de la Telltale nu se pune, ăla era mai calm. Ei bine, pasionații de reptile gigantice vor trebui să-și pună pofta în cui, pentru că Primal Carnage Genesis a fost băgat la naftalină de developeri. Vestea vine de pe pushsquare.com, site care dă mai multe detalii despre problemele din spatele jocului. Se pare că Devi lucrează acum la un patch gigantic pentru Primal Carnage, shooterul deja disponibil pe PC, iar jocul de PS4 nu are acum prea multe șanse să mai vadă lumina zilei. Mai ales că developerul original s-a despărțit în două echipe care n-au legătură una cu cealaltă. Și așa un pic de drama pe Twitter, mă rog, urmăriți și o să vedeți. Înainte să trec la Teledele News, o să fur 2 minute să le fac un shout-out unor prieteni care tocmai și-au lansat un site mișto de turism.
Știu că n-are nicio legătură cu gaming-ul, dar pentru că vine vara și noi gamerii mergem în vacanță și avem nevoie de relaxare, așa că nu m-am putut abține. Plus că sunt român, nu? Și suntem și noi un pic mândri de chestia asta. Site-ul se numește calendra.com cu Q, nu cu C, da? Și are un sistem chiar interesant de a-ți recomanda o vacanță. Fie alege o zi în care vrei să pleci și îți afișează evenimentele mișto din toată lumea, fie faci un quiz cu pasiunile tale, iar site-ul îți dă o listă cu tot ce se va întâmpla anul acesta, aproape peste tot în lume. De la parcuri naționale, plaje frumoase, festivaluri muzicale sau toreadori. Încă nu știm dacă au adăugat evenimentele de gaming, gen Gamescom. Oricum, calendra este o metodă interactivă de a-ți planifica vacanța. Adică, în loc să te duci undeva, cauți un eveniment și te duci în vacanță pentru a urmări acel eveniment. E un pic dandoaselea. Vedeți, e interesant. Acum să ne întoarcem la oile noastre, de fapt la link-urile noastre, ca să te invit să dai o tură prin descrierea emisiunii. Ai 15 minute din Borderlands The Pre-Sequel, povestite de developerii de la Gearbox, primele 25 de minute din versiunea de PS4 a lui Murder Soul Suspect, niște gameplay din Maple Story 2, unde comentariile sunt pline de oameni care urlă Minecraft, plus întreg serialul live-action Street Fighter Assassin's Fist. Până data viitoare, întrebarea zilei este una evidentă. Ce jocuri speri tu să vezi la E3? Care serii ți-ai dori să continue? Salut! La Comic-Con 2014 m-am îmbrăcat ca deliric. Nu cred că o să mă recunoască nimeni că sunt eu. Și mergem pe aici să vedem ce se întâmplă. Mai am pe oamenii mei. I-am mers, nu? La parcheraj? Da, mergem. Noi suntem oamenii lui.